În această perioadă, una dintre cele mai importante organizații de conservare a naturii, Fundația Conservation Carpatia, s-a implicat activ în susținerea comunităților locale din zona de sud-est a munților Făgăraș. După ce au fost oferite peste 600 de pachete cu alimente pentru persoanele vârstnice și vulnerabile, reprezentanții fundației au decis să vină de asemenea și în sprijinul copiilor din zonă, pentru a-i ajuta să își continue studiile în timpul perioadei dificile pe care o traversăm. În acest sens, Nucșoara a fost prima comunitate din județul Argeș care a primit pentru accesul la educație 28 de calculatoare montate și conectate din partea Fundației Conservation Carpatia, împreună cu unul dintre românii cu experiență în acțiuni caritabile, Valeriu Nicolae. Acesta este caietul de română. Fundația își propune să deruleze proiecte asemănătoare în toate zonele în care lucrează, iar persoanele care doresc pot să ofere de asemenea calculatoare funcționale sau telefoane care pot fi folosite ca hotspot 4G de către voluntarii care instalează aceste dispozitive esențiale pentru școala online.
Pentru a face împreună mult mai mult bine în satele din zona proiectului Carpatia, cei care doresc și pot să ajute pot să trimită un e-mail la adresa info@carpatia.org.